Eu sunt Manolescu Ștefan, elev în clasa 11-a la Colegiul Național Andrei Șaguna. Am obținut mențiune de onoare de la Societatea Română de Fizică, la Olimpiada Națională de Fizică. Când eram destul de mic, nu știu, 10 ani, 11 ani, îl tot întrebam pe tatăl meu de ce se întâmplă anumite lucruri, de ce, nu știu, cum merge radioul, cum merg diferite lucruri, și el aproape de fiecare dată îmi zicea: mai crești tu și o să afli pe la fizică în a 10-a 11-a. Și mi s-a părut interesant că răspunsul de la toate întrebările mele se află în chestia asta numită fizică. Și am intrat în a 6-a și am început să fac fizică. Și da, am primit foarte multe răspunsuri la întrebările mele. Mi s-a părut o materie interesantă, multilaterală. Dacă există o problemă care se poate face, dacă îți spui că nu poți să o faci, devine mult mai grea. 2, 3, 10 ori mai grea. Cu cât îți spui de mai multe ori că nu poți să o faci, cu atât devine mai grea. Dar dacă reușești să o faci până la sfârșit, e o fericire. În primul rând, cred că mi-a dezvoltat gândirea critică și logica, în principal, care e foarte folositoare, deducția logică, mai ales în viața de zi cu zi, dar și la alte materii, matematica, chimia, fără logică e foarte greu să înțelegi ce se întâmplă în spate. Înainte de faza județeană, în principal lucrez probele date la anii anteriori. Anul ăsta mi-am dat seama că am foarte multă materie din urmă, la 11 ani se dă și din anii trecuți, și m-am apucat să citesc compendiu de fizică, care conține cam toată materia și mai mult, ca să prind din anii anteriori, din care nu mai țin aminte chiar tot. Pentru mine, pregătirea în centrul Hai la Olimpiadă a însemnat aprofundarea lucrurilor pe care le-am învățat de acasă sau de la școală. La profesorul meu cel mai mult apreciez perseverența. Eu, de felul meu, sunt mai leneș și procrastinez foarte mult și mereu s-a ținut de mine să lucrez cât mai mult și m-a bătut la cap, dar asta m-a ajutat foarte mult, că dacă nu ar fi făcut-o, nu cred că aș fi lucrat cât am lucrat acum. Ce am învățat la fizică, în viața de zi cu zi, în principal aplic să înțeleg diferite fenomene. O săptămână am fost într-un internship la Ina Scheffler, la inginerie, și acolo am învățat foarte mult despre fizică, despre rezistența materialelor, mai multe lucruri, și asta mă ajută foarte mult și acum să-mi dau seama cum funcționează diferite angrenaje mecanice, și cred că mă ajută și pentru olimpiade, pentru concursuri, să înțeleg mai mult din spatele părții mecanice fizice. Peste 10 ani probabil o să lucrez la doctorat, mă gândesc, o să fiu probabil angajat, sper să fiu angajat, nu știu dacă o să reușesc să mă angajez, probabil la o firmă, ori ca cercetător, ori ca inginer, nu sunt sigur.